Doamnelor și domnilor, bună seara, sunt Cristina Crișan, bine v-am găsit la știri. O sibiancă care a dat în judecată autoritățile române pentru restituirea taxei de poluare a câștigat și dreptul de a fi restituită dobânda începând cu plata respectivei taxe, mai exact în jur de 9.000 de lei. Iar avocații spun că pentru perioada 2007-2009 dobânzile vor fi mai mari cu peste 100% din cuantumul taxei plătite. Sibianca a plătit o taxă de poluare de 6.700 de lei pentru autoturismul cumpărat din Germania. A cerut în instanță restituirea taxei, dar și dobânda aferentă plății. Procesul a fost deschis la Tribunalul Sibiu, însă magistrații au cerut părerea Curții Europene de Justiție în ceea ce privește calculul dobânzii. La data de 18 aprilie, Curtea a statutat că dreptul Uniunii se opune unui regim național, precum cel în discuție în litigiul principal, care limitează dobânzile acordate cu ocazia restituirii unei taxe percepute cu încălcarea dreptului Uniunii la cele care curg, începând din ziua care urmează datei formulării cererii de restituire a acestei taxe. În acest caz, asupra clientele mele, dobânda pentru taxa achitată în anul 2008 se circumscrie undeva sume de 90 și ceva de milioane de lei vechi, deci 9.000 de lei noi, în condițiile în care taxa a fost de 6.700 de lei. Instanța europeană a decis calcularea dobânzii de la data perceperii taxei de poluare. Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Sibiu restituie taxa auto împreună cu dobânda calculată de la data formulării cererii, respectiv solicitării de restituire a taxei și până la momentul restituirii efective a acesteia, în baza hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile. Până în prezent, la nivelul Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Sibiu, s-a restituit o taxă auto în valoare de 8.542.400 de lei. Avocații spun că cei care au plătit taxe de poluare între 2007 și 2009 au de recuperat dobânzi mai mari decât taxa. Pentru toate taxele prelevate în perioada 2007-2009, dobânda este peste 100% din cuantumul taxei. Până acum, peste 300.000 de proprietari de mașini din România au câștigat procese cu statul pentru restituirea taxei auto.